Dragi telespectatori, bine ne regăsim în această formulă de doi alături de mine, doamna Flora Ordean, jurnalist. Îi spună bine a revenit la, de data aceasta la CNS, de data aceasta eu sunt gazdă. Bine da, revenit. Și eu, Safir, îmi pare bine. Continuăm această colaborare, ne-ați văzut la emisiunea trecută la Roman 24. Această emisiune o să o vedeți și la CNS, dar și la Roman 24, așa că vă invităm să ne fiți alături preț de o oră. Un subiect interesant, astăzi vom discuta despre averile parlamentarilor de neamț, pentru că să vedeți... General... Da. Se cam întrec așa în a deține clădiri și terenuri, ei au și datorii. Poate că nici nu au trecut totul în declarația de avere, pentru că acum se poartă să mai treci așa pe numele copiilor, pe numele părinților care sunt mai în vârstă. Dar o să vedem ce avem exact de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, de pe site-ul ANI. Am eu informațiile, vedem ce informații are și doamna Ordean și sunt convins că o să o discuție Eu am realizat interesantă. În acest sens și chiar m-a preocupat când te-am sunat sâmbătă să-ți propun tema, tocmai munceam și am cam muncit vreo jumătate de zi pentru că ca să pot să dau o știre exactă și asta trebuie să faci și comparații ce a declarat înainte, care a fost ultima declarație și ce au mai dobândit pe măsura anilor când au fost într-o funcție, nu? Și pe mine chiar m-a interesat ce au spus respectivii, motiv pentru care i-am sunat. Ca la fiecare început de mandat, și parlamentarii pe care îi considerăm ca fiind de roman au depus la camerele din care fac parte declarațiile de avere pe care le prevede legislația în vigoare, pentru a vedea cât de avuți sunt cei pe care, prin votul nostru i-am trimis în Parlamentul României, am spicuit din declarațiile făcute la intrarea în funcție. Declarația de avere a deputatului de roman metropolitan, profesorul Laurențiu Leoreanu, este identică cu cea pe care a depus-o la primăria Roman la vremea când era edil șef. Actualizată în 23 septembrie 2016, declarația lui Laurențiu Leoreanu arată că deține 50% dintr-un teren intravilan în Roman, având o suprafață de 263 de metri pătrați cumpărat în 2003. Deputatul și soția sa, Loredana, mai dețin 800 de metri pătrați în comun Tarcău, teren cumpărat în 2004. Deputatul mai are la Ruginoasa 50% dintr-un teren de 400 de metri pătrați cumpărat în 2007. În Roman a primit de la părinții săi 204 metri pătrați de teren intravilan. Și în ceea ce privește imobilele, deputatul Laurențiu Leoreanu nu stă prea rău. În Roman a primit de la părinți în 2004 o casă de locuit de 204 metri pătrați, iar în 1995 și-a construit împreună cu soția sa, profesoara Loredana Leoreanu, o casă de locuit cu o suprafață de 72 de metri pătrați. În ea și-a cumpărat în 2003 un apartament de 57 de metri pătrați. La Tarcău și-a construit o casă de vacanță de 76 de metri pătrați. Tot în Roman are din același an, 2012, o casă de locuit de 105 metri pătrați pe care a primit-o de la părinții săi. Este deținătorul unui autoturism Volkswagen cumpărat în anul 2000. Are bijuterii achiziționate în 2008 în valoare de 15.000 de euro, un depozit bancar de 20.000 de dolari la BCR din 2008, an care pare să fi fost unul benefic pentru familia Leoreanu. La capitolul datorii, familia are un credit la Checkbank de 38.500 de lei făcut în 2011 și scadent în 2019. La venituri, fostul primar al Romanului declară indemnizația de primar de 46.393 de lei, salariul soției, profesor de matematică la Colegiul Național Roman Vodă, de 38.500 de lei, la care se adaugă venituri din meditațiile pe care aceasta le dă în valoare de 6.000 de lei. Din chirii, familia Leoreanu obține și 2.400 de lei. Deputatul Leoreanu se consideră un om normal, împlinit din punct de vedere familial, dar și material, provenind dintr-o familie de intelectuali cu stare, la fel ca și soția sa, care își are o bârșie în zura Bucovinei, ținut cu oameni gospodari și înstăriți. Mă consider în primul rând un om împlinit. Mă consider un om împlinit pentru că am o familie frumoasă, dar trebuie să spun că am din ce și cu ce trăi. Am avut mereu, pentru că eu la rândul meu provin dintr-o familie care a muncit de-a lungul vieții și are o situație materială mulțumitoare, la fel soția mea, din zona Bucovinei, din părinți gospodari, din oameni care au și proprietăți, care au avut și situație materială foarte bună. Noi am fost o familie care am fost mereu organizată și nu ne-am bătut joc de munca noastră. Așa încât una peste alta considerăm că suntem o familie împlinită, în primul rând prin legătura sufletească dintre membrii familiei noastre, în al doilea rând și prin situația materială pe care am avut-o și pe care împreună
Senatorul social-democrat Dan Manoliu a declarat la intrarea în Parlament un teren intravilan în comuna Cordun de 1500 de metri pătrați, cumpărat în 2012. În declarația sa de avere, la capitolul imobile, apare un apartament de 67 de metri pătrați în Roman, în strada Smirodava, cumpărat în 1996. În 2008 mai achiziționează la Roman un apartament de 45 de metri pătrați cu fonduri provenite dintr-o donație. Are în comuna Cordun o casă în construcție în suprafață de 194 de metri pătrați. În perioada 2015 a achiziționat bijuterii în valoare de 7.000 de euro. Are și datorii la OTP Bank, unde a făcut în 2015 un credit de 58.000 de lei, scadent în 2020. În 2012 mai face un credit la aceeași bancă în valoare de 4.200 de euro, scadent în 2017. Și are și un împrumut de la o persoană fizică de 40.000 de lei, pe care s-a obligat să-l lichideze tot anul acesta. La capitolul venituri, Dan Manoliu a declarat indemnizația de vicepreședinte al Consiliului Județean în valoare de 50.450 de lei și venitul soției sale la complexul Familia Mea, unde are gradul de inspector 2, fiind retribuită cu 6.000 de lei. Mai declară un venit obținut tot de soția sa ca economist la o firmă în valoare de 7.448 de lei. Elena Manoliu a obținut și dividende în valoare de 3.500 de lei la una din firmele la care este acționară. Senatorul Dan Manoliu nu se crede un om prea bogat, ci unul cu o stare materială normală, medie, după o viață de muncă susținută. Declarația de avere care am depus-o la Senat se poate vedea pe site-ul instituției. De asemenea, nu sunt mari schimbări față de declarațiile de avere care le-am avut în Consiliul Județean. Știți foarte bine că fac declarații de avere din 2008, începând de când am avut funcția de consilier județean. Eu mă consider un om normal, cu o acumulare care are în spate o activitate de ani de zile. Sunt lucruri care le-am realizat prin munca proprie și a familiei, deci nu cred că poate spune cineva că sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Nu mă consider un om bogat, sunt un om care poate, ca și stare materială, sunt undeva pe clasa de mijloc. E un rezultatul activității care am avut-o. Am fost director de firmă, am fost administrator de firmă privată și apoi, așa cum se știe, consilier, vicepreședinte a Consiliului Județean și acum am ajuns prin votul cetățenilor la Parlament. De departe, ceva mai înstărit pare a fi senatorul liberal Eugen Țapu Nazarie, care a declarat un teren intravilan de 1231 de metri pătrați, cumpărat în anul 2007. Este, împreună cu soția, proprietarul unei case de locuit de 372 de metri pătrați, construită în 2008. Declară bijuterii în valoare de 15.000 de euro, dar și un împrumut de 700.000 de lei pe care i l-a dat fostului deputat Dorinel Ursărescu, pe care cel din urmă, din cauza numeroaselor datorii, nu i l-a mai returnat niciodată și nici nu prea sunt șanse reale de a mai recupera suma vreodată, știute fiind relațiile de animozitate dintre cei doi și necazurile judiciare ale fostului deputat condamnat pentru fapte de corupție la 2 ani de închisoare cu suspendare. Tot senatorul Eugen Țapu a declarat și un împrumut de 63.000 de lei pe care l-a făcut către PNL, probabil în contul campaniei electorale. La capitolul datorii, senatorul declară un credit ipotecar făcut în 2016 în favoarea firmei Vlanda Companii Serele Roman în valoare de 200.000 de lei, de care va scăpa anul acesta. Tot pentru aceeași firmă, unde deține 2450 de părți sociale, respectiv 3500 de acțiuni, a făcut un credit ipotecar la Raiffeisen Bank în valoare de 589.000 de lei, scadent în anul 2017. A mai împrumutat de la o persoană fizică 63.299 de lei, datorie care a fost scadentă în 2016. La capitolul venituri, Eugen Țapu declară indemnizația de senator de 61.182 de lei, dar și salariul soției la compania Vlanda de 66.491 de lei. Reticent în declarații, senatorul susține că nu este nici sărac, dar nici extrem de bogat, ci în limitele normalității. Normal, nu? N-am așa nici foarte mare avere, nici. Nu sunt.
Deputatul PSD Ion Munteanu poate fi considerat parlamentarul cu cele mai puține venituri în raport cu cele ale colegilor săi. În declarația sa de avere apare un teren intravilan în Piatra Neamț de 17 metri pătrați, cotă indiviză la apartamentul pe care îl deține în municipiul Reședința de Județ, cumpărat în 1995 și având o suprafață totală de 94,58 de metri pătrați. Deputatul mai declară și un spațiu comercial achiziționat în 1993 în suprafață de 37 de metri pătrați. Este deținătorul unui fond de investiții deschis la Raiffeisen Bank în 2014 în valoare de 30.253 de lei. La capitolul datorii, deputatul nemțean declară un credit contractat în 2010 cu scadență în 2020 în valoare de 10.100 de euro. Ca venituri, deputatul Ioan Munteanu are indemnizația de 60.126 de lei de la Camera Deputaților și dobânda de la fondul de investiții de la Raiffeisen Bank în valoare de 1.093 de lei. Ioan Munteanu primește și pensia de drept de la Casa Națională de Pensii în valoare de 25.348 de lei. La aceste venituri se adaugă și pensia soției, fostă profesoară de limbă franceză, în valoare de 14.304 lei. Începem cu primarul Cător. Haideți să începem cu primarul, da? Vă las pe dumneavoastră să vedem... Ultima declarație de avere depusă la vremea în care mai era încă primar, în 23.09.2016, coincide cu cea pe care a depus-o la Camera Deputaților. Domnia sa mi-a mărturisit că nu are a se plânge, de fapt noi nici nu îl plângeam, pentru da. Că atât el cât și soția provin din familii de oameni gospodari, respectiv tatăl său profesor de fizică și mama profesor de matematică, au dobândit o serie de bunuri. Tatăl, de altfel, provine și de la ruginoasa tatăl său și au dovedit o serie de bunuri din generație și din generație în generație, din generație pe care le-au lăsat. Generație, da. Și din meditație, însăși soția, da. Și însăși soția, după modelul Iohannis, nu? Da. are chiar declarate venituri din meditații, ceea ce presupune că în cazul în care sunt trecute pe declarația de vere, sunt și impozitate, sunt, nu? Și impozitate. Da, e frumos, rar. Dar e frumos, e de admirat, aici o bilă albă, da. Are un declarat un teren de 263 de metri pătrați, da. Toate la el sunt trecute jumătate, că mai sunt din cei care au și proprietate, o să vedem noi proprietate totală. Jumătate totală. Pentru că cealaltă jumătate e la soție, da. Da, deci în Roman are un teren de 263 de metri pătrați, dobândit în 2003. Da. Înainte, nu? Că la 2003 era director la colegiul tehnic Miron Costin. Mai are 800 metri pătrați în comuna Talcău, da. Acolo i-a cumpărat și are făcută și o casă de vacanță, o să vedem. În 2004 cumpărat aici? Da. La Ruginoasa 400 de metri pătrați în 2007. 4.000, cred, de metri pătrați. 4.000 de metri pătrați. 4.000 apare 4.000, aici. Da, înseamnă că 4.000 de metri pătrați în 2007. Aici nu ne-ar mira prea mult, că trebuie să ne amintim că 2007-2008 au fost perioada aia de boom imobiliar, când așa toată este. Lumea investea în terenuri, în apartamente. În 2012 deci deja perioada în care era primar. Da, are alți 207 metri pătrați, o donație de la părinți, apare de la aici. Părinți, da. Clădiri, casă de locuit, construită în 1995, 72 de metri pătrați. Nu pare așa de mult, în condițiile în care eu mă tot gândeam și comparam, eu am apartament cu 4 camere, da. Și are 76 de metri pătrați. Da, dar deci, cred că mare etajul, mansarda. Da. Cred că e trecut doar suprafața pe pământ, mă gândesc. În 2003, deci a investit în 57 de metri pătrați, un apartament în Iași. Da. Vorbeam de casa de vacanță de la Tarcău, care 76 metri pătrați, iată că e exact apartamentul meu. În 2012 o casă de locuit, 105 metri pătrați. În Roman. Da, altă donație de la părinți.
Nu, aici apare cumpărare, să știți, pe site la mine. Deci Roman 2012... Înseamnă că n-am consultat aceleași... Așa. Da. Domnul primar în toată această perioadă nu prea umblat, sau nu este pasionat fostul primar și actualul deputat jucător, nu este pasionat de autoturisme. Da. Iată că are un Volkswagen tocmai din anul 2000, dacă mă gândesc, 16 ani, o mașină, da, nu mă prea pricep. Da, nu mă prea pricep, da. Dar mi se pare cam destul de veche. În schimb, în 2008, când a fost acea febră a investițiilor și ne mergea la toți foarte bine, a achiziționat bijuterii. În valoare de 15.000 de euro, da, o sumă importantă. 15.000 de euro, vă spun eu că tot am studiat în ultima perioadă, ar putea să însemne o garsonieră într-o zonă așa mai limitrofa Romanului. Cu 15.000 de euro e o garsonieră, deci nu e de aici colo. E o sumă importantă. În schimb, iată că în ultimele 12 luni a înstrăinat un teren de 14.300 metri pătrați, da, chiar în 16 septembrie anul trecut și l-a vândut unui apropiat, respectiv îl și menționează, da, respectiv fostului consilier local și omului de afaceri, Murărița Vasile, corect, și a obținut pe acesta 32.500 de lei. La prețul de acum al terenurilor este o sumă destul de importantă. Da, probabil că domnul Murărița avea nevoie de lot ca să completeze, să facă o suprafață mai mare, pentru că, să știm, pentru agricultură, ca să faci performanță, ai nevoie de loturi destul de mari de teren. Așa. Mergem mai departe, la ce mai avem aici? Cont bancar. Conturile. Da. În 2008, deci un an extraordinar destul de bun, de, da. Era după ce a încheiat primul, nu, era exact la început, în 2008. De mandat? Da, la început de mandat. Are un depozit de 20.000 de dolari. De dolari, corect. De dolari. O să vedem că primarul Micu a cam luat aici țeapă, pentru că i-are în franci, elvețieni, și a avut o problemă, da. Așa este. Știm problema de acolo. Are și datorii. Are și în datorii, 2011, da, un credit scadent scapă de el peste 2 ani, 38.500 de lei. Hai să ne ducem la capitolul venituri. Da, la venituri. Aici, într-adevăr, 46.393 indemnizația de primar. O să vreau să o compar un pic după aceea, să ne uităm cât e și cea de parlamentar. Deci, soția Loredana are 38.440. Da. O sumă apropiată și destul de frumușică. Da. Și spuneam ce meditațiile 6.000. Iată că are închiriat un apartament pe care l-a folosit fiul cel mic cât a fost student la Iași. Acum fiul s-a întors în Roman. 400 lei. Da. Nu e așa de mult, dar oricum, pentru că sunt oameni care, da, sunt oameni care trăiesc în asemenea. Îți cumperi bilete să pleci într-o vacanță cu banii ăștia. Da. S-a putea să fie... L-am sunat și l-am întrebat că în paralel știm că apar și acele declarații de interese. Știi că fostul nostru primar era un colecționar de funcții și demnități. Astea, bine, că astea nu sunt plătite, dar ele sunt. Este președinte, a consemnat în declarația de interese faptul că este președinte al Asociației Intercomunitare Roman Metropolitan, Roman, da? Metropolitan, demnitate pe care o păstrează funcție, deși a spus că e onorifică, pentru că n-aduce venituri. Acolo este executivul. Da, n-aduce venituri, așa este. Executivul asociației care se ocupă de asta. Este în adunarea, în comitetul director al Asociației Municipiilor din România, funcție pe care a cedat-o în... Primarului Micu, primarul, da? De fapt, nu cred că a cedat-o, că asta nu poate fi cedat. Nu, l-a pus în legătură, cred că l-a pus în legătură, da, și va participa primarul Micu la ședințe, că de altfel a mai și participat când primarul Leoreanu n-a putut ajunge. Da. Și este membru al Societății de Științe Matematice Filiala Roman Neamț, aici o să vadă în ce măsură mai poate colabora, dar am uitat în schimb că este deputat, iată, are două funcții de deputat, în adunarea eparhială de la Roman, ne-a zis că din nou funcții pe care și-o va păstra, dar aici rămâne de văzut cât va mai fi de dorit, pentru că am văzut că în ultima vreme, după cum știm,
preasfințitul. Da, e apropiat de Ionel Arsene, așa este, de președintele Consiliului Județean, așa este, da. Așa și s-a dus după interesele bisericii de a fi... S-ar putea totuși să păstreze funcția, pentru că, vedeți, pentru un parlamentar e atât de important să se afișeze și cu oamenii bisericii din când în când. Și pe ideea că va fi parlamentar de Roman Metropolitan și va putea sprijini și comunele, dar și Romanul, s-ar putea să-l ajute chestiunea aceasta. Dar rămâne de văzut. Ne ducem la șeful lui, deși nu-i deputat de Roman, dar la, hai să zicem la... Mugur Cosmanciuc. Da, șeful său de partid. Niciodată n-am știut profesia domnului Cosmanciuc, dar acum am aflat-o că ar fi undeva în domeniul juridic. Iată că el a reușit să obțină... Și nu știam că este căsătorit, am aflat că este între timp căsătorit. Da, iată că el a reușit să obțină și o funcție foarte importantă, este secretar al biroului Camerei Deputaților. Și ați văzut că e destul de desinvitat pe știrile, pe posturile naționale. Da, este un invitat posturile. Permanent, așa este, da. Lui Mugur Cosmanciuc i s-a reproșat în totdeauna, așa cum li se reproșează tuturor, de a fi venetic, în sensul de a fi parașutat în județul Neamț. Fără a avea buletin de Neamț în primă fază. Că, la alegeri locale, dacă ții minte când l-am întrebat, a spus că are și că și-a cumpărat în Piatra Între timp, Neamț, și-a cumpărat în Piatra Neamț un imobil, că l-a cumpărat, că e închiriat, vedem dacă figurează. În 2007, anul ăsta, 2007, a fost, pare foarte bun. Noi am ratat, da. Noi suntem din cei care totdeauna ratăm. De asta când nu prea ratez avem când la n-ai noi. Cu ce. Când n-ai cu ce noi, să te urci în tren, îl pierzi. Trăiască Sfântul Ceare și Sfântul Credit Bancar. Să știți că așa e, da. Un teren de 1400 metri pătrați, vânzare, cumpărare la Bârnova, județul Iași. Numai pe numele lui. Da, 2007-2008, 5684 metri pătrați la Iași, Rediu, vânzare, teren agricol. Teren agricol, da, de asemenea doar pe numele lui, da. Intravilan în 1482 la Pojorâta. Județul Suceava. Și-o fi însemnând asta un autocontract. Obținut prin hotărâre judecătorească. A fost acolo un litigiu, în sfârșit. Pentru că apare, vedeți, el și probabil fratele, că apare Cosmanciuc Mugurel, respectiv Cosmanciuc Ciprian Ilie, ca fiind cei care dețin suprafața. Fratele sau poate fiul, nu știu asta, dacă are sau nu copil. E destul de tânăr, nu știu, 40 de ani, 40 și un pic, nu cred că are un copil atât de mare, sincer. Da. Poate că, uite, în clădiri, are în Rădăuți la Suceava, o moștenire, 40 metri pătrați, asta înseamnă o căsuță. Are 1 pe 3 din suprafață, Are un apartament în Iași de 90 metri pătrați, asta e destul de mare, trebuie să fie un duplex ceva. Ori un 4 camere la 90 de metri pătrați, că avem 4 camere și cu 120 de metri pătrați. Da. Dobândit în 2006. Vânzare, cumpărare, iarăși apare alături de soție. Da. Iar mai are în Iași un apartament de 33-59 tot jumătate, vânzare cu e o garsonieră la suprafață. Asta cred că e o garsonieră de 33 de metri pătrați, dobândit în 2010. Bijuterii și domnia sa 5.000 de euro. Plasamente. Da. A împrumutat o persoană fizică cu 35.000 de euro, ceea ce înseamnă 265.000 de roni. Deci, domnia s-a împrumutat unei persoane fizice. E, fără datorii nu îi stă bine niciunui ales. Are împrumut persoană fizică 2016-2017 63.000 de roni. 2016-2018 n-o fi fost pentru bani necesari pentru campania electorală. E orice e posibil de... dar oricum legea nu îl împiedică să facă acest lucru, adică trebuia să aibă de unde să înceapă și campania. În 2014-2015 iar a luat 400.000 de roni. Corect, Are în 2007-2012 un credit la BRD de 2007-2032, văd aici, de 73.000 de euro. 2032, 73.000. Asta categoric este pentru o investiție majoră. Și încă unul din 2009 până în 2016. Euro. Corect. Are la BCR
25.750 de euro în 2010. Astea sunt toate, soția, toate făcute de soție, Roxana Teodora Cozmanciuc, toate trei. 2011 are descoperire de card, asta se poartă. 2015-2020 30.700 de roni. Haideți să vedem. Se pare că soția, Roxana, lucrează undeva în domeniul... Inspecție judiciară, da, văd aici, consilier judiciar, da. Consilier judiciar, 43.454 roni, foarte bine plătit și mai da. Are și 441.76. Uite, indemnizația sa de deputat, 59.700. Ne uitam la primar, la domnule Oreanu, 40 și ceva de mii e trecut la dumnealui. Da. 46, parcă de mii. 46, acum nu mai spune cât... Vreo 10.000 de lei diferență până da. Acum. Până uite că au copii. Au copii. Așa. Au copii Corneliu, închiriază un apartament 1.435, soția mai obține și ea dintr-o închiriere 1.435 roni și de la CSM probabil indemnizația de membru da. CSM 173, da. E puțin aici. E destul de puțin. Așa. Domnul Cozmanciuc a făcut parte din Colegiul Consilierilor Juridici, din care s-a suspendat, iar la declarația de interese declară că e președinte al PNL Neamț, membru, deși aici s-a contestat da. De către liberalii mai vechi de aici această funcție, dar ne amintim că el a fost cel care a reușit să aducă liniștea în organizația e adevărat, de la Neamț, da. Frământată după plecarea lui Dorin Ursărescu și corect, și a lui Stan de la Roman și așa mai da. Departe, că o perioadă, inclusiv George Lazar, fostul prefect, s-a dat la o parte, acum am văzut că a rămas în aripa țapu și s-a întors cumva în PNL, deci probabil că domnul Cozmanciuc da, a adus era, echilibrul. Era în discuție faptul că va fi trecut pe liste la Senat George Lazar, da. Lucru care nu s-a mai întâmplat și nu știm dar de ce. Dar el a fost pe locul 2 la Senat. Deci a fost, a fost pe locul 2, numai nu că... Văzut pentru că n-a ba, da, deloc. A fost pe locul 2 la Senat din partea PNL, dar cel de-al doilea senator l-a luat PSD-ul, respectiv domnul Dan Manoliu a câștigat acest votul. Mergem mai departe la cine? Ia să vedem. Am haideți vorbit să... de Oreanu Cozmanciuc. La mergem la Rotaru? Deputatul haideți Rotaru. Să mergem la tânărul Rotaru. Eu aici te las pe tine pentru că nu am găsit informații. Nu are foarte multe pe numele lui. Știm la deja că... La lui da. Cel mai tânăr da, deputat. E adevărat. La terenul. Avem așa un teren în comuna Cordun, anul dobândirii 2012, 1500 de metri pătrați, 100% la cotă parte, prin cumpărare pe numele lui așadar, tot în comuna Cordun, un alt teren. Trebuie să fie acolo unde este complexul, unde da, unde este complexul cu restaurant, tatălui. Societatea, da. Mai apare de asemenea în Cordun un teren, anul dobândirii 2014, tot 1500 de metri pătrați, de data aceasta prin donație. La modul de dobândire. O donație pe care probabil tatălui, cunoscut om de afaceri, i-ar fi fost putut o face. Fost el, un politic, fost da. Subprefect de Neamț. Mergem mai departe la clădiri. Figurează cu o clădire în comuna Cordun, anul dobândirii 2016, o suprafață... Deci anul acesta, da, da. Anul trecut. O suprafață de peste, ia să vedem, 387 de metri pătrați. Aproximativ 400 de metri pătrați. Prin construire, la metoda de dobândire. Da, acum, ca da. Să ridice o construcție, trebuie niște bănișori. Ar fi trebuit să aibă o sumă da, de bani disponibilă. Dacă va da. Dona tata, nu o să fie nicio poveste. Aș vrea să ne întoarcem un pic și să ne reamintim activitatea de lansare a candidaților. Când spunea domnul da. Rotaru că el singur pe picioarele da. Lui și-a făcut o carieră, este că un tânăr de afaceri de succes, așa, de succes că nu-i băiatul lui tăticu. Așa, da, așa deci este. Da. Ne amintim perfect. Da. Acum, eu l-am taxat atunci, știți pentru ce? Pentru simplu fapt că nu a fost în stare să le adreseze celor din electoratul PSD două cuvinte fără foaie. A citit
tot mesajul la cititor. Nu poți fi convingător și să ai pretenția ca eu să te cred, eu cel care îți dau votul, dacă tu nu poți să exprimi din inimă, din, nu, bun, cu propria ta gândire. Haideți să ne reamintim și ascensiunea sa, care la un moment dat a fost înlăturat de la șefia organizației de tineret, unde corect. Aici trebuie să fim cinstiți și să spunem că el s-a implicat destul foarte de mult, mult, așa este, și a avut foarte câteva campanii și a avut pe care le-a coordonat. S-a înconjurat de foarte mulți tineri prieteni și capabil, gen Alexandru Ștoc, avocat, da, care este de succes. Chiar o pierdere pentru politică. Da, dar trebuie amintit că Alexandru Ștoc l-a susținut pe Alexandru Rotaru în această campanie, deci nu a susținut echipa PSD, cum l-a susținut personal pe tânărul Rotaru, ca fiind un viitor deputat care ar putea să le apere interesele tinerilor. Bun, acum, pe ideea aceasta. Mie mi s-a părut toată această retragerea lui și înfrângere temporară ca făcând parte din acest știu eu discordie permanentă între Roman și Piatra Neamț. Da, da. Deci este clar că și eu chiar am discutat atunci după ce a fost înlăturat de la șefia organizației în favoarea celuilalt Ciprian, președinte, da, Ciprian Șerban, care este și el deputat acum. Care este și el deputat. Corect. Cum s-ar fi împăcând cei doi rămâne. S-ar putea ca văzut. Tot scandalul să fi fost atunci de suprafață, după care ei să își împace dea mâna domnul... și... Cred că da. Să-i împace domnul Arsenic. Da. Pe de altă parte, să ne amintim că tânărul Alexandru Rotaru, așa cum bine ați amintit, a crescut în politică treptat, pentru că el a fost de la tânărul care a lipit afișe și a mers prin comună și a făcut campanie și pe colegile pe care le-a coordonat cu rezultate bune pentru PSD, pentru că pe rural PSD-ul întotdeauna a obținut un scor bun, a fost candidat dar de sacrificiu. Ca, dar nu mai bun ca lui Manoliu. E adevărat. A fost după aia candidat de sacrificiu la europarlamentare pe un loc neeligibil, 20 și ceva, și ne amintim că el a spus, e convins de faptul că nu va ajunge europarlamentar. Și prietenia lui cu Sturzu, da, care de altfel a plecat și acum se găsește undeva pe la PRU. Da, dar prietenia s-a stricat în momentul în care Sturzu i-a spus lui Dragnea să plece și să lase PSD-ul, da, pe când Rotaru a venit cu o poziție și a zis, nu, eu cred în domnul Dragnea, nu sunt de acord cu ce nu, zice. Eu deci nu acolo... știu dacă aici n-a fost o tactică diplomatică de a reintra în grațiile lui Dragnea, de care depinde. Așa este. Pentru că ieșirea din politică a domnului Chelaru, senator Chelaru, care chiar n-a mai apărut cel puțin în ultimul an, s-a dat cu totul la fund, nu se datorează chiar dorinței sale de a se retrage total din politică și a se dedica, așa cum spuneau, chestiunilor profesionale, ci și faptului că la PSD există încă oameni împărțiți în cele două tabere, care au fost de partea lui Ponta și care au fost de partea lui Dragnea. Ori senatorul Chelaru a fost evident în echipa Ponta. Da. Acum, ca o concluzie, mă gândesc că, într-adevăr, Alexandru Rotaru a fost înlăturat de la DSD doar pentru că la conducerea organizației de tinere de la nivel județean trebuia să fie unul din Piatra Neamț sau din Târgu Neamț, dar nu din Roman. Deci dacă e din Roman, nu-i bun. Categoric dat la o parte. Da. Da, mergând mai departe după aceste terenuri... Hai să luăm eternul domn Munteanu. Să mai spunem la Alexandru Rotaru despre venituri. Da, ia să vedem. Venituri. La societatea pe care o conduce, de fapt, tatăl său, din câte știu, sau eu fi datul lui. Condorul era condus chiar să de vedem. Alexandru aici Rotaru. Se sau împreună. Avem și SC Darcons, dar avem și SC... Darconsul e societatea de construcții. Dar construct SRL, unde el figurează pe funcția de inginer la ambele societăți. De la prima societate a câștigat în jur de 29.000 de lei, de la Darcons ca inginer foarte puțin, vreo 2.500 de lei, ca și cum ar fi fost doar o colaborare. Da, aici acolo, mă îndoiesc, de construcții da. Știu că merg bijuterii foarte... nu are datorii, iată un tânăr care nu are datorii, nu are datorii, credite. Dar,
Trebuie să spunem că este necăsătorit, este o partidă bună pentru... Este logodit, să știți că și-a anunțat deja logod, n-am văzut pe rețelele de socializare și probabil uite, că... n-am urmărit da, probabil asta. Că va fi o nuntă, poate chiar în vară, cine știe, că nuntă în vară mai avem și cu tânărul da, avocat cumva, Iștoc. Cu cine? O domnișoară, îmi scapă numele, dar din câte am văzut, cred că este o domnișoară tot de înaltă societate, ca să mă exprim așa. Adică vreo necăjită, nu cred că este doamna Ordean. Știu că tu faci o emisiune cu tânărul Iștoc. Da, așa este. Spune-mi, el s-a retras, că de asta eu n-am mai vorbit de mult cu el, s-a retras total din politică? Eu știu că este membru PSD, doar că a lăsat-o, el a renunțat la funcția pe care o avea la Roman, pentru că la un moment dat era președinte interimar pe organizația de tineret la Roman și a renunțat. Eu știu că este doar simplu membru. Ceea așa ce vă spuneam că acum la campanie l-a susținut pe Alexandru Rotaru. L-a susținut pe Alexandru Rotaru, dar în același timp să nu uităm că este pe punctul de a se căsători cu fiica lui domnului Cazan, Cazan așa care este da. Notar, dacă nu mă înșel. Tot avocat. Tot avocat? Tot avocat. Deci este avocat, avocat și are chiar și... Da, are vis-a-vis de voi aici. Așa este, așa este, are un cabinet, da. Ce să spunem, dragostea nu ține cont de politică. Și e foarte frumos că se întâmplă așa. Și amândouă fetele lui... Cazan sunt foarte bine educate. Așa și este, foarte, și fete frumoase. Frumoase și frumoase. Foarte mult așa este, suntem de acord aici. Eu spun așa că... Aici nu știu cât e meritul lui Cazan, cât mai mult al soției al doamnei, sale, Daniela. E meritul ambilor părinți, da. Foarte o doamnă, discretă, da, foarte frumoasă, discretă, da. Frumoasă. Eu o cunosc că... am locuit pe aceeași scară și a fost chiar una din... Am trecut deja în revistă averea fostului primar Leoreanu, astăzi a deputatului jucător. Așa, a deputatului Mugur Cozmanciu, că am ajuns la deputatul Rotaru și am zis că mergem cel puțin... mai tânăr. Da, mergem și la seniorul, cel care are al patrulea mandat de parlamentar de Neamț, da, Ioan Munteanu. 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016. Spre surprinderea noastră, Ioan Munteanu este unul din parlamentarii care are foarte puțin acumulat. Da. Nu știu, a existat un dezinteres, faptul că a fost tot timpul bugetar, faptul că nu s-a preocupat niciodată în toată această perioadă de politică și a fost... Sau faptul că a vrut să-și realizeze copiii și a cumpărat pe numele că, copiilor. Da. Copiii sunt realizați, adică aveau niște societăți, au mai fost și mici probleme, na, mici cam fiecare probleme, familie. Ținem minte că el este cel, fiul său este cel care a construit celebra cruce de la Ion Creangă, da, de pe vremea deputatului Udrea, sau mă rog, când da, se da. Pregătea Udrea să fie deputat. Da. Da. Interesant, nu? Tatăl era în PSD, cumva contra candidatului Udrea, fiul prindea și el un ciubuc, cum se spune în popor, și realiza lucrarea pe o sumă frumușică. Să vedem are ce deține, da. Un singur teren da. De 17 metri pătrați, e vorba de el și-a trecut... Cotă indiviză de la bloc, sub da. Sub bloc, acea, da, da. Bucățica aceea da, pe care teren. Plătim impozit. Impozitul plătim. Corect. Are doar un apartament, jumătate dintr-un apartament... Cumpărat cu soția, da. Da, de 94 metri pătrați, trebuie să fie ceva tot așa cu cumpărat patru în camere, 95. Care are trei copii, să nu uităm că da. El are trei copii. Singur are un spațiu comercial în 93. Cumpărat un spațiu 37, micuț, da. Foarte mic, foarte mic. Da. Active financiare are un fond de investiții la Raiffeisen Bank de 30.253 de lei. Asta îi aduce și ceva dobândă am găsit de 1093. Da. Micuță, da. Vedeți, observăm și aici, am observat și la tânărul Rotaru, că nu au, domnule, parlamentarii mașini pe numele lor, dar deloc. Și mașini conduc. Și unii chiar mașini și luxoase. Atenție, și atenție, deputatul Munteanu este cel care merge cu trenul. Cu trenul merge la asta. Mi-a mai spus cineva când l-am întrebat, domnul Manoleu, l-am întrebat cu ce merge și mi-a zis că când este vreme bună merge cu mașina, dar a mers în perioada asta de iarnă și cu trenul. Da, e foarte bine să vadă, doamnă, și ei condițiile, că nu poți să reprezinți minte, problemele oamenilor dacă nu da, ești acolo între și ei. Și ții minte celebra sintagmă introdusă de deputatul Munteanu, care a făcut o interpelare parlamentară
aventura călătoriei cu bou vagonul. Așa, da, corect, corect. Păi, dar la ce am văzut acum cu CFR-ul, cu vagoanele pline de gheață și de zăpadă, condițiile în care merg elevii la licee, studenții la facultate. Da, acum elevii merg pe gratis. Acum merg pe gratis, e adevărat. Așa, da, așa, așa, suportă orice fel de condiții. Da. Atât timp cât nu plătești, da, suportă. Uite, datoriile domnului. Datorii, da. Sunt. Contract în 2010-2020 10.100 de euro. Aici scadent la 2020, deci luat pe 10 ani, un credit de 10.000 luat din 2010 pe 2020. Eu aici îmi închipui că a făcut acest credit să-și ajute copiii. Probabil. Ca să pornești o afacere sau să pornești în viață, totuși îți trebuie niște bani. Veniturile din Parlament. 6.126. Dar stăteam, nu, 60.000. Atenție, 60.126. Da. Stăteam și mă întrebam de ce sunt totuși diferențe. Probabil și la ei contează vechimea. Nu contează, contează și în câte comisii de specialitate ești, la câte și ședințe acum, din acelea partice. Este președintele Comisiei de Agricultură, a ajuns corect, da. Aici vreau să spun că e foarte priceput. E priceput, e pe domeniu, dar v-am spus că de la emisiunea trecută, n-am să înțeleg niciodată de ce nu a făcut lobby pentru această lege a camerelor agricole județene. Da. Deci a rămas cu o întrebare la care nu a răspuns. Rămâne dator aici. La venitul respectiv se adaugă și pensia da, obișnuită de 25.348. Da. Stau și mă gândesc că are dublu față de mine. Da. Dar ceva mai mult decât dublu. Dar să nu uităm, și doamna are 14.304. Da. Profesoară. Ce a fost, doamna? A fost profesoară? Profesor de franceză. Profesor de franceză. Profesor, da, de franceză. Aici, eu am 11.000 ca profesor, da. 11.000 și vreo 500. Bine, dar la mine eu am funcționat foarte mult cu jumătate de normă și foarte mult am fost, perioada în care am fost bolnavă, nu a intrat ca și cotizație, ceea ce afectează foarte mult la ieșirea la pensie. Și cam da, asta să e, nu uităm, cam asta e, dar să nu uităm că domnul deputat beneficiază de acuși și de pensia specială. Corect. Și la 4 mandate se duce undeva, se adună. Da, da, trebuie să spunem aici la domnul Mundeanu tot respectul, că nu avem nimic cu dumnealui, când trebuie să ne răspundă, ne răspunde, când trebuie lăudat, îi mai și lăudăm. Este cel mai iubit, așa, dintre parlamentarii pe care i-a avut PSD-ul. Cel mai iubit de și cu relație, și cu o relație foarte bună cu primarii cu care a colaborat. E mare asta lucru. A și contat. Și nu numai primar PSD. Da. Aici e culmea. Și asta a și contat la trecerea lui pe listă. Corect. Pentru că dacă a deschis văzut, lista. Dacă ai văzut domnul Arsenia, că am făcut curățenie și așa a este, fost singurul care a mai fost trecut pe aceste liste. Și care trebuie să recunoaștem că i-a ridicat pe tinerei gen Ciprian Șerban, gen Alexandru, da, Rotaru, da? Trebuie să recunoaștem, da, asta. Și atenție, el este și un factor de echilibru în partid, deși am mai discutat și data trecută că nu știu de măsura în care ține cont Ionel Arsenie de spusele sale. Și dacă am ajuns la Ionel Arsenie, da, vrei să mai, mai discutăm de vreun alt... Păi îl avem pe Dan Manoliu, de-al nostru, de-al locului. Am discutat, nu? Mergem la Dan Manoliu, trebuie să mergem. Deschidem aici și îl găsim, că eu am PDF-urile în variantă. Haideți să încep eu cu ce am găsit. A, și mai avem pe domnul Țapu. Mai și avem. Domnul Țapu, mergem, așa este. Haideți Manoliu. Să mergem la domnul Manoliu. Ce avem, un teren? Declarația înregistrată 27-12-2006. Deci chiar la intrarea în Parlament, da, că dacă ții minte, erau pe dreapta, erau fotografiați undeva de funcționari și pe stânga mergeau imediat și depuneau. Așa este. Aceste declarații de averi și de interese la început de mandat. Un teren, 1500... 1500 de metri pătrați în cordon. În cordon. Da. Cumpărat cu soția. Da. Soția asemenea... care a fost o perioadă, să spunem că el a fost unul din apropiații fostului deputat Surdu. Surdu. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu, da, să-l odihnească. Da, pentru care a muncit mult și a făcut niște campanii foarte bune, domnul Manoliu, da, în tinerețea lui. Nu că n-ar fi tânăr și acum. Nu, și mai foarte în... muncitor, da, și atât a fost. Foarte muncitor, ca, da, și a fost ceea ce discutam și data trecută. Omul de sacrificiu. Omul de sacrificiu. Cel nominalizat, dar care n-a mai ajuns niciodată să fie efectiv candidat. Bine, așa, om de sacrificiu, putem spune că într-un fel a fost și chelarul când
visul său a fost să ajungă la Curtea Constituțională. Corect. Și n-a ajuns așa niciodată. Este. A fost pentru o noapte ministru de justiție și așa este, da. Chiar nu vrea să mai vorbească de ceea ce nu a reușit să realizeze din acest punct de vedere. Mie mi se pare că profesional ar fi meritat-o din plin, dar nu făcea parte așa cum. Oricum, eu spun că pentru un orășel ca Romanul a fost o mândrie faptul că l-am avut pe senatorul Chelaru, care a condus ședințele Senatului atât de și a dus greu. Și a funcționat destul de bine și în momentul în care un jurnalist a mers să-l întrebe ceva, nu s-a făcut de rușine față de alți parlamentari de neamț care au gafat la microfon de fiecare dată, neștiind un răspuns, au evitat sau au fugit pur și simplu, făcându-se de rușine. Adică e mare lucru pentru Roman. Probabil că aici și la doamna Arcan, că e cel mai recent caz, doamna Arcan. Că i-au studiat jurnaliștii poșetele, pantofii, ținutele, că ar fi scumpe sau comparabile cu ale doamnei Udrea și întrebată fiind, nu știu, ea de câte feluri sunt legile sau nu mai știu exact, sunt ocupată, mă grăbesc, plec. Și a plecat. A fost un montaj tare drăguț. Pe televiziunile centrale? Pe televiziunile centrale, da. Da. Cunoscut pentru așa ceva, Canal D, care face știri de mai de cancan. Eu nu prea mă uit la știrile astea. Le mai vedem pe internet, să știți. De cancan. Bun, mergem la clădiri, la domnul Manoliu. Da. Are un apartament în Spirodavaș, ai 7 metri pătrați. Da. Trebuie să fie 4 camere, exact ca al meu. Dobândit în 96. 96, da. Dar asta, atenție, nu sunt din, sunt din cele din vechi, trecut, dinainte de revoluție. Dar e trecut, eu văd, e trecut pe numele soției, Manoliu Elena, ăsta din 67. Cumpărare, da, Manoliu Elena. Da. Și mai are în Roman, în 2008, 45,70 metri asta pătrați. Asta trebuie să fie o garsonieră. Da, tot așa. Sau două camere. Împreună, împreună cu soția a cumpărat și ăsta și încă o casă de locuit în cordon. Acum așa. La roșu, trecută la roșu, da, de 194 de metri pătrați. Împreună cu soția și această casă. Uite că și dumnealui are pasiune de bijuterii, 7.000 de euro. Doamna mai mult, cred că doamna, doamna Manoliu, da. 7.000 de euro, dobândit în perioada 2000-2014 aceste bijuterii, timp de 14 ani le-a tot cumpărat. Dar și nu sunt numai bijuterii, sunt și obiecte de cult. Asta poate să însemne tot felul de statuete, de tablouri, icoane pe care le regăseam și la senatorul Chelaru, pentru că și el avea o pasiune pentru așa ceva. Și chiar are și în birou. Și chiar are statuete, da, care probabil valorează foarte mult. Credit. 4.200 de euro scadent anul ăsta. Da. Și astea cred că sunt făcute pentru construcția casei. Corect. Și mai are din 2015 în 2020 scadent 58.000 de lei. Încă unul da, are și un împrumut de la o persoană fizică. Exact. Aici eu mă gândesc 40.000 de lei. Da, aici s-ar putea să fie vorba despre acei bani pe care a trebuit să-i dea familiei după accidentul acela. După accidentul acela nenorocit. Că mai e mult posibil, ca sigur că a trebuit un accident nefericit. Un conducător auto care, iată, a avut un accident ferească Dumnezeu de așa ceva, un om și-a pierdut viața și a rămas în urmă o familie care trebuia și ajutată. Până la urmă, legea va fi cea care va clarifica. Și culmea este că noi atunci, chiar el făcea naveta, era vicepreședinte Consiliului Corect. Și făcea naveta între Roman și Piatra Neamț. Și uneori noi am trecut mai și grăbea, în locul accidentului, ne duceam la o documentare undeva și am trecut chiar pe locul accidentului, l-am văzut în nu ne-am dat seama. Cine după aceea, e, da, ați făcut legătura. După aceea am făcut legătura când am aflat. Doamne ferește de așa ceva pentru orice și șofer, chiar, e o tragedie. Da. Eu, despre domnul Manoliu, ca om vorbind, ca om, am o părere extraordinar de bună. Adică a fost un om care totdeauna te-ai putut înțelege. Și dacă a fost un caz social, o problemă cu o familie, a încercat să ajute. Și plus că funcția pe care a deținut-o. Nu are acea aroganță pe care o capătă la un moment dat. E mai prietenos, eu așa spun, mai prietenos. Hai să vedem veniturile ca vicepreședinte de Consiliul Județean. 50.450 de lei, da. Și acum la cât se duce? La Senat? Oare la cât se duce? Undeva? Se duce la... mai bine decât deputat. Cred că tot pe aici, să știți, dacă avem un 40... Uite, 61 de se mii, duce mă, uiteam la 61. La domnul, mă uiteam la domnul Țapu. Da. Deci se duce, deci se duce cu vreo 10.000 de lei mai mult. Cu 10.000 de lei. Și ce mare? Mare venituri de la complexul soția familia mea. Soția, da. Complexul familia mea.
mea. Deci este inspector, gradul 2, 6.000 de lei, da. Și economist la o firmă, 7.400 și ceva de lei venituri. Da, și da, văd și niște dividende, probabil. Corect, de la firma. 3.500 de lei de la firma, permele soției. La declarația de interese susține că nu-i cazul, nu este asociat la nimic. Și își declară funcțiile în partid, adică cea de membru al biroului politic. Discutam președinte la Roman încă, da? Vom vedea pentru cât timp, pentru că s-a discutat după rezultatul alegerilor despre plecarea lui voită sau impusă de Ionel Arsene. Vom vedea. Care trebuie să-i facă loc așa celui cum care se va știe. Fi candidat la primărie, probabil. Celei. Sau celei. Sau celei. Bine, acum nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar e candidatul de la... E la pachet, să spunem. Prinde bine să fii și președinte la partid pe municipiu. Da, dar mă gândeam la, totuși la mărirea și decăderea acestor oameni politici. Haideți să ne gândim la Leonard Văcaru. Da. Leonard Văcaru, cel care a muncit foarte mult pentru PSD, a fost candidatul PSD-ului. Corect. În mandatul al doilea. A lui Leoreanu. Da, doamnă, omul da, acela a trăit foarte care, multe dezilurii. Așa este, dar vă amintiți că a fost o campanie despre care s-a spus că a fost umblat de la început cu Leoreanu. Te lăsăm pe tine să câștigi. Da, 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 aia... el nu știa. El a crezut. El chiar a crezut, da. Și am înțeles că a făcut și un credit bancar, dar a făcut și foarte multe greșeli și a luat un sfătuitor foarte prost. Da. Țin minte că atunci șef de campanie a fost colegul Robert Iosu. Care a luat fost... și niște bani frumoși, acum neoficial, pentru că nu am dovezi, nu am auzit de câteva mii de euro. Adică... Așa, și nu știu dacă nu cumva toată această strategie greșită pentru care noi la un moment dat ne-am revoltat, pentru că eu am copii, am nepoți, și țin minte strategia de aceea de a-i fi plimbat prin Zeghe, erai în presă atunci, erai, da? De a-i fi plimbat în Zeghe, am îmbrăcat copiii ăștia ca să sugereze eram, că da. Leoreanu... Eu sunt din 2010, asta s-a întâmplat așa. În 2012. Da, da, așa este, da. Acolo a fost o greșeală. Îmbrăcați în staie de pușcăriaș. Da, și da. I-a plimbat pe stradă, nu corect, doar că în cinta. În centru, deci, da. Păi atunci, tu gândești la greșeala, n-a insistat nimeni atunci, dar atunci putea să răspundă multe. Și penal atunci, pentru că tu da, și n-ai continuat. Voie să-mi expui copilul la asemenea... Da. A fost, și, opinia mea, foarte prost sfătuit. Și păcat, între da. Timp a prins un, la vremea când PSD a fost la putere, a prins pentru scurtă perioadă la o direcție, așa, da. După care s-a întors la colegiul Danubiana, iată că n-a reușit acum să ia concursul pentru așa, director. S-a auzit zvonul că va fi candidatul PSD-ului la Comuna Cordun, ceea da. Ce nu s-a întâmplat. Plat, da. Și iată că acum a pierdut și postul de director. Deși generalul Stan l-ar putea numi, chiar dacă nu a câștigat concursul. Nu, dar n-are cum să... Apropo de asta, o să discutăm despre o altă știre care a făcut azi în conjurul presei locale. Ce se întâmplă cu această demisie masivă a directorilor numiți cu delegație de inspectoratul școlar, domnule, subit toți din motive personale și din motive... Nu pot, da. Ei. Aici este chiar o discuție. Dar mă gândeam la întâlnirea de ieri care a fost la primărie. Cu directorii de școli. Cu directorii de școli. Municip, mai avem colegiul Danubiana, dar nu mai avem decât pe domnul Țapu și puțin Arsenie, Bulai. Da. Și deputatul Bulai. Da. Așa. Și spuneam colegiul Danubiana, cele mai mari probleme de infrastructură acolo sunt, m-am îngrozit ce au cerut, dar asta poate o să dar să știți, probabil a și fost lăsat la o parte fiind în captura orașului. Da. Haideți să mergem repede Țapu. La Țapu, să trecem repede. Are așa un teren. Un teren în Roman, dobândit în 2007, 1231 de metri pătrați, 1231. Cumpărat cu soția. Plață de locuit 372. Cumpărat 2008, iar perioada aia, bijuterii. Da, bijuterii de 15.000 de euro, destul de am important. Am împrumutat PNL-ul cu 63.000 de lei. Da. L-am împrumutat pe Ursărescu cu 700.000 da. De lei, bani la care poate să-i dea și colac și lumânare, cum se spune da, în popor. Da, că nu-i mai vede. Da.
are un credit, de fapt mai multe credite ipotecare făcute în favoarea firmei Vlanda, companie unde deține acolo acțiuni, are câte are, are undeva 2450 de părți sociale, 3500 de acțiuni la Vlanda Company. Haideți să deschidem. Venituri, da? 61.182, soția 66.491. Iată, aici soția câștigă mai mult decât el. Da. Mergem repede la Arsene și între timp eu îl caut pe Iulian Bulai, tot da. Deputat, Arsene, până deschid. La Arsene mi l-am scos eu. Ia să vedem. Consiliul județean Iulian Arsene. Depusă la 15.07.2016, nu apare ca și președinte de Consiliul Județean, îi apare declarația de avere de când era deputat. Deputat. Funcție, da, la care a renunțat brusc în cursul anului. Are un teren intravilan la Vânător Neamț, dobândit în 2005, 25.000 metri pătrați, prin cumpărare 100% lui. Are un teren în 2007, 349 la Săucești, Bacău, cu 50% împreună cu soția. În 1992, 84 metri pătrați apartament, nu spune unde, casă de locuit Săucești, Bacău, 66 metri pătrați, trebuie să fie ceva de vacanță. 2007, vânzare, cumpărare, un Mercedes autoturism 2007, cumpărare, uite, foarte vechi și a lui, asta. Plasamente la societatea pe care a avut-o, are 8 părți sociale, soția 12 părți sociale la o societate. Acord acestei societăți în împrumut în nume personal de 651.164 de lei. Are și un împrumut de 135.000 de lei făcut ca persoană fizică, iar un împrumut de 40.000 de euro făcut de soția sa și un împrumut de 20.000 de lei. Eu am impresia că și la domnul Arsene, ca și la domnul Țapu, toate aceste datorii se fac pentru susținerea firmei, activității firmei. Zim Bulai și da, după aia Bulai, că mai avem două minute, mergem repede. Deci proaspătul ajuns deputat, un tânăr, da, de succes în străinătate, are în sat Recea, comuna Ion Creangă, un teren agricol dobândit în 2014 de 6.600 de metri pătrați, moștenire. În sat Tămășeni, comuna Tămășeni, teren intravilan dobândit în 2014, 926 de metri pătrați, deține 50% din teren, moștenire. Mergem mai departe, are un apartament în Oslo, Norvegia, un apartament dobândit în 2015 de 96, este, da, de acolo. Da, 96 de metri pătrați, de asemenea 50% cotă parte cu soția, cu Bulai Eva Marie, vânzare-cumpărare. Are un autoturism Dacia Logan, an fabricație 2007, deținut prin vânzare-cumpărare. Are, atenție aici, statuie din bronz, avatar, autor Iulian Bulai, anul dobândire 2014, care valorează vreo 100 de mii de ceva, cred că e o monedă din Norvegia ceva. De asemenea, diverse sculpturi, ceramică și gips, autor Iulian Bulai, deci făcute de el între 2012 și 2014. De asemenea, de o valoare foarte importantă, 150 de mii de dolari. Ce mai are aici? Un cont curent deschis în Norvegia, 2013, nu sunt sume foarte mari, un alt cont curent de economii, 99.000 de lei. Am uitat să spunem despre veniturile domnului Arsene, 60.876 de lei indemnizații deputați. Nu știu cât o fi având acum ca și președinte al Consiliului Județean. O să căutăm și putem să revenim. Da, o să mai revenim în emisiunea viitoare. O să revenim, iată, n-am avut timp să discutăm nici de primarul Micu, poate într-o emisiune viitoare. Primarul. Trebuie să încheiem. Vă mulțumesc tare frumos, a fost o reală plăcere, cred că a fost o emisiune de interes. Și sunt sigur că o să fie urmărită. Data viitoare ne întâlnim la Roman 24. Da. Mulțumim, dragi telespectatori. La revedere!